enumerați trei orașe din Europa în care maneliștii își fac viața. A, simplu! Aș pleca la Roma sau Paris sau la Milano ca să fac viața un vis. Denumiți o țară cu potențial manelistic. Ce oraș conține cel mai mare export de hashtag-uri pe Facebook? Logic! Zona montană renumită pentru potențialul dezvoltării financiare. Ce crea asta? Munți, înălțime, cel mai mare nivel deasupra tuturor. Știu! Să bată vântul și ploaia, eu fac bani și în Himalaya. Păi, ce vrei, mă? Dă și mie să copiez ce ai scris acolo, că să moară băieții mei dacă îmi dai, te îngrop în valută. Lasă-mă, că se avea la jumătate. Și ce dacă? Jumătate tu, jumătate eu. Dai? Care a fost prima măsură luată de Mihai Viteazu după înfăptuirea Unirii Principatelor? A făcut Bairam pe piesa. Cum s-a încheiat al doilea război daco-roman? Păi Decebal s-a dus în munți și s-a sinucis, dar înainte de asta a tras un șpriț pe melodia și când mor, am valoare. Ce a afirmat regele Mihai în momentul în care rușii l-au obligat să abdice? Asta e grea. Ce-o fi zis, mă? Adică nu mai era rege, era sărac? Sărac sau rege? Viața alege, sărac sau rege? Exemplificați și descrieți trei relații de amor din literatura română. Păi avem așa, prima vagabantă, Ela. Ea ținea un pic la Ștefan Gheorghidiu, dar ținea mai mult la banii lui. Și asta când a fost prinsă cu domnul G, i-a zis lui Gagiu, am greșit și eu, dar cine nu greșește? Și Fane i-a zis și el înapoi, ai greșit și tu, greșeala să plătești. A doua bagaboantă, Ion. Asta era fier pe averea lui Ana, dar tot zicea, nu vreau banii tăi, nu sunt pe interes, sărac de-ai fi fost, eu tot pe tine te-aș fi ales, vrăjeală. El era copă floricica dansatoare. Cum o prindea, îi zicea, am avut numai femei, numai una și una, dar niciuna dintre ele nu mi-a luat inima. Fraiera știa că ia bureală și zicea, de ce mă minți, de ce mă minți, eu știu că nu-i ceea ce simt. Și tot așa până a venit bărbatul acasă și i-a dat mare sapă în cap. Și ultima, dar nu și cea mai mare panoramă, Cătălina lui Luceafăru. Ăsta era leșinat pe constelații, pe zodiac, când l-am întâlnit pe Gagiu, a ascultat piesa, am citit în horoscop că astăzi am să te învăț. Asta când a văzut ce bunăciune e, i-a zis direct, zâna zânelor, iar ea când l-a văzut, i-a zis înapoi, steaua stelelor. Și n-au trăit fericiți până atunci bătrânesc, că femeia avea deja pește pe Cătălin. Gata, am terminat. Ia dați-mă, mă, ia dați-mă să văd cât am luat, dați-mă să văd. Mă, lăsă-mă, mă, mă, la 10, bine, mă! Sunt manelist cu diplomă, să moară băieții mei! Bine, mă, hai să vedem. Nu, tati, nu, că mă duc acasă să învăț că mă pregătesc pentru academie. Ce academie? Academia de ursărie. Na. Am norocul scris în frunte, e norocul meu, da. Mai puneți dracu mâna și mai ascultați-o manea, nu mai stați cu cărți în mână.